Odată cu derularea jocurilor din cadrul ultimei etape a acestei ediții de campionat, fotbalul mic din Argeș a desemnat campioanele în cele trei serii. Dacă în seria Nord, Rapid Davidești își câștigase cununa cu laur cu o etapă înainte, în seriile Sud și Centru, suspansul s-a menținut până la ultimul fluier. Astfel, în seria Sud, viitorul Lunca Corbule a câștigat cu destul de multe emoții jocul de acasă cu Energia Stolnic, scor 2-1, iar în seria Centru, Voința Budeasa a prins biletele pentru Liga a 4-a pe ultima sută de metri, după ce formația din Oarja a clacat pe teren propriu 2-3 în întâlnirea cu Oase Băiculești. Rezultatele complete înregistrate în ultima etapă, cât și clasamentele finale în cele trei serii Nord, Sud și Centru, sunt următoarele. Liga a 5-a, seria Nord, Aste Partizanul Vlădești, Aste Lărești, 5-1. Aste Godeni, Aste Unirea Bughea de Jos, 2-2. Aste Dragoslavele, Aste Rapid Davidești, 6-0. Aste Petrolul Hârtiești, Aste Schitu Golești, 9-2. Aste Flacăra Boteni, Aste Cimentul Valea Mare Pravă, 5-2. Aste Cetățeni, Aste Vulturii Vulturești, 4-3. CS Rucăr, Aste Școala de Fotbal Gicăre Tevescu, 3-0. Liga a 5-a, seria Sud, Aste Viitorul Lunca Corbului, Aste Energia Stolnici, 2-1. Aste Rafinorul Arpechin Pitești, Aste Miroș, 3-1. Aste Juventus Bascov, Aste Speranța Cornățel, 0-3. Aste Izvorul, Aste Progresul Recea, 2-0. Aste Unirea Hârsești, Aste Popești, 3-0. Aste Recolta Slobozia, Aste Viitorul Ștefan cel Mare, 2-2. ACS Steaua Negraș, Aste Căldăraru, 5-0. Aste Unirea Tricolor Șerbănești, Aste Viitorul Bârla, 1-7. Liga a 5-a, seria Centru. Aste Rătești, ACS FC Corbi, 3-0. Aste Stejarii Beleți Negrești, CS Domnești, 3-2. Aste Șoimitic Veni, CS Edilul Pitești, 4-1. Aste Vulturii Priboieni, Aste Ciofrângeni, 6-0. Aste Flacăra Leordeni, Aste Deportivo Mălureni, 5-4. Aste Unirea Călinești, Aste Mușătești, 1-1. Aste Cătească, ACS FC Dănuț Coman, 4-1. Aste Oarja 2011, Aste Băiculești, 2-3. Aste Voința Budeasa, Aste Drăganu, 2-0.